Refugiu și Putere O rubrică de Harold J. Sala Astăzi discutăm din nou despre faptul că unii se simt nepotriviți. În epistola către romani, Sfântul Apostol Pavel scrie Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Nimic nu mă fascinează mai mult decât oamenii. Ce îi face pe unii să aibă succes, iar pe alții să renunțe înainte de a încerca măcar să împlinească un lucru. Există un aforism care spune ignoranța este fericire. Iar această idee indică o mică sămânță de adevăr în ea însăși. Un mare număr de oameni care au fost ignoranți cu privire la faptul că ei nu ar putea face un anumit lucru, ajung în final să facă ceea ce alții spun că nu se poate face. Există o calitate pe care oamenii o au și care nu se observă nici la un remene și astfel nu poate fi definită fizic, și care se numește inițiativă. Astfel, într-o familie pot exista cinci gemeni, dintre care unul, născut din exact aceiași părinți, are un vis și nu îi ascultă pe ceilalți care îi spun că visul lui nu se poate realiza, iar în final acest vis devine realitate și are succes. Inițiativa combinată cu conștientizarea faptului că doar Dumnezeu te poate duce acolo unde crezi că el dorește să mergi, îți permite să te încrezi în el pe deplin, să crezi în harul și puterea sa în opoziție cu abilitățile tale. Astfel, să îți recunoști nepotrivirea sau slăbiciunea este primul pas înspre a găsi puterea și ajutorul care vin de la Dumnezeu. Citește descrierea lui Pavel din Epistola către Romani, capitolul 7, cu privire la nepotrivirile lui. Apoi citește următorul capitol, în care tot apostolul Pavel, energizat de Duhul lui Dumnezeu, prezintă o cu totul altă imagine. Atunci când le-a scris filipenilor spunând că el poate face toate lucrurile prin Dumnezeu care îl întărește, aceasta nu era o laudă a împlinirilor lui, ci recunoașterea faptului că puterea lui Dumnezeu este mai mult decât suficientă pentru a trece peste toate nepotrivirile. Uriașii există și sunt tot acolo. Munții sunt înalți, iar prăpastile create de râurile învolburate sunt adânci, însă El, Dumnezeu, este mai mare decât toate acestea aceia cărora le lipsesc multe. Au o credință mare. Inițiativa exersată prin credință este secretul împlinirii a ceea ce El dorește ca tu să faci. Găsește-ți refugiul și puterea în Hristos!